Nu, 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 va fi traducere. Acum, jucătorul Răzvan Raț, mai întâi întrebări din partea presei din Grecia, cu traducere, după care presa din România, fără traducere. Dacă sunt întrebări din partea presei din Elene. Θα μιλήσει ο κύριος Ράτς, αν υπάρχουν ερωτήσεις από, από το τύπο, το ελληνικό τύπο. Ca și jucător care a reușit să ia titlul cu echipa Shakhtar, cât de mare este dorința și pasiunea de a câștiga un astfel de meci în campionatul mondial, pentru campionatul mondial. Ceea ce s-a întâmplat la echipa de club este una, sunt performanțe la care le-am reușit la echipa de club. Ceea ce n-am reușit până la momentul ăsta este să ajung la un campionat mondial, la un turneu final de campionat mondial și asta îmi doresc foarte, foarte tare. Ότι έχω κάνει στην ομάδα με τη Σάχτορ είναι άλλο. Το ότι η επίδοσή μου ήταν με την ομάδα καλή, σίγουρα θα ήθελα να είναι και εδώ καλή και σίγουρα θέλω πάρα πολύ να παίξω σε ένα τελικό για το Μοντιάλ. Legat de echipa națională a Greciei, cu siguranță ați avut de ajuns timp să studiați echipa națională a Greciei. Care este părerea dumneavoastră despre echipa Greciei? Da, am făcut și știm foarte multe despre echipa Greciei. Părerea mea este că este o echipă foarte puternică, foarte, foarte organizată, în primul rând, care primește puține goluri și care câștigă de obicei la un scor minim, acel scor fiind 1-0, și care practic nu joacă foarte spectaculos, dar joacă foarte eficient. Ξέρω αρκετά πράγματα για την ελληνική ομάδα. Είναι μια ομάδα πολύ δυνατή, σίγουρα πάρα πολύ οργανωμένη. Δέχεται λίγα γκολ, άρα κρατάει άμυνα. Δεν παίζει θεματικό ποδόσφαιρο και όμως κερδίζει σχεδόν κάθε φορά. Και αυτό λόγω της άμυνας. Άλλες ερωτήσεις. Pe cine aveți în atenția dumneavoastră din echipa națională a Greciei? De exemplu, Salpighidi va juca în aceeași poziție ca dumneavoastră. Da, Salpighidis va fi adversarul meu direct. Știu sau am încercat să, în toate analizele care au fost, să-l urmăresc și să încerc să văd care sunt punctele lui forte și punctele unde pot să fiu mai bun. Vom vedea ce va fi mâine. Sigur, Salpighidis este un antipalos meu, apeftias antipalos meu. Έχω παρακολουθήσει αρκετά το παιχνίδι του. Ξέρω ποια είναι τα δυνατά του σημεία και ξέρω όπου θα παίξω εγώ καλύτερα και τι θα κάνω για να μπορώ να τον αντιμετωπίσω. Άλλες ερωτήσεις. Presa română, Edi. Poate una dintre cele mai bune vești a venit din partea selecționării Tărțului, care a spus că Vlad Kinchi se va alătura lotului în această seară chiar și ar putea să vă ajute în returul de la București. Veste bună, cu siguranță veste bună. Sper să fie, ca Vlad să fie în regulă și să nu aibă nicio problemă cu nasul. Mai mult de atât, sperăm să fie
în regulă din toate punctele de vedere mâine, în tur, și vom vedea ce va fi și în retur. Cred că ei, cu siguranță este omul care, omul lor de gol, omul care înscrie, și cu siguranță trebuie să avem, să-l avem în vedere. Dar Grecia este o echipă puternică ca și grup, și formează o echipă, am mai spus-o, foarte bine organizată, pentru că la momentul ăsta eu cred că pe ei nu-i interesează foarte mult jocul, spectacol sau nu știu, să fie plăcut ochiului, dar practic îi interesează ceea ce e cel mai important, rezultatul, și practic rezultatul este cel care rămâne și nu statisticile sau părerea suporterilor. Aș vrea doar să ne calificăm. Presiune există, cu siguranță, și nu, până la urmă, emoții ar trebui să fie, pentru că ar fi anormal să nu avem emoții, dar până la urmă este un joc de fotbal, este facem ceea ce ce ne place, ceea ce facem de foarte mult timp, și sperăm să o facem la cel mai înalt nivel mâine seară și peste 4 zile. Cu siguranță avem, toți ne dorim să avem un rezultat pozitiv mâine. Dar, oricum, pe părerea mea, calificarea se joacă în două jocuri și orice se poate întâmpla și în primul și în cel de-al doilea joc. Dan. Cred că ar fi, sau echipa României poate să fie ofensivă, dar cred că într-o astfel de dublă foarte, foarte important este organizarea defensivă și să nu primești gol. Este, și dacă se poate, să încerci să înscrii. Cu siguranță avem ar însemna foarte mult ca România să înscrie aici. Un gol în deplasare înseamnă foarte, foarte mult. Deci, cred că ar trebui să jucăm la fel ca și sau în ideea de a nu primi gol și de a face tot ce se poate pentru a marca. Dar exact cam ceea ce fac și grecii, pentru că ei sunt foarte bine organizați, asta este ideea lor principală, de a nu primi gol, și apoi, ca de obicei, pentru ei cel puțin în ultima vreme s-a întâmplat să înscrie un gol. Asta era discuția, dacă putem să-i batem cu armele lor. E greu să vă spun ce se va întâmpla mâine, pentru că nu știu, așa că nu încercăm decât să adoptăm o strategie și o tactică care să ne pună în avantaje, să ne pune în avantaj și să avem una tu asupra adversarului. Lucrurile, practic, sunt. Am avut o discuție și în această săptămână. Ceea ce s-a vorbit, nu o să vă spun,
și nu o să vorbesc cu siguranță despre bani la momentul ăsta, pentru că banii la momentul ăsta nu sunt importanți și cred că cel mai important este să fim concentrați asupra meciului în principal și în special și a ceea ce vom arăta pe teren. Apoi, în momentul în care pentru o eventuală calificare, cu siguranță vom fi și premiați, dar practic se plătește performanța. Oti Flori. Lucru bun, lucru îmbucurător. Cred că eram, sau mulți dintre noi eram conștienți că sunt destui români în Grecia și că ne vor întâmpina cu căldură. Nu, sunt meciuri... Sunt meciuri foarte, foarte importante pentru mine, ca și multe altele care au existat în cariera mea. Cred că am avut parte de multe meciuri cu adversari puternici, cu meciuri cu miză. La fel cum se va întâmpla și în aceste două meciuri, cred că sunt două meciuri care îmi pot îndeplini încă un vis. Ultimele două întrebări, Edi, ultimele trei, Edi, Dan, Oti. Sunt deja destul de deranjat, ca să zic așa, de această discuție în jurul banderolei. Practic nu sunt prea multe de spus. Într-adevăr, banderola a fost la mine, apoi s-a mutat, apoi este un lucru care cel puțin despre care eu nu vreau să vorbesc foarte mult. Puteți să vorbiți cu selecționerul și atâta tot. Dan. Ce-a făcut? Da? Nu e treaba mea. Nu știu cât mă afectează pe mine, așa că... E mai puțin important pentru mine, cel puțin. În eventualitatea în care mă întorc în România, asta nu știu și nu am în plan deocamdată. Poftim? Poftim? Foarte bine. Noi avem altceva de făcut. Mulțumim!